horoscopul zilei de azi. Horoscopul zilei, Berbec. Nu ignorați semnele unei probleme de sănătate mentală, deoarece situația s-ar putea înrăutăți. Dacă sunteți mereu triști și lipsiți de energie, apelați la un specialist pentru un diagnostic concret. Astăzi veți avea foarte puțin timp liber la dispoziție, dar vă veți bucura de productivitate sporită la locul de muncă. Dacă acest lucru se întâmplă rar, profitați din plin de ocazie și veți reuși să scăpați de unele responsabilități. Este posibil să primiți o veste bună de la un membru al familiei, ceea ce vă va bine dispune în următoarea săptămână. Fiți prudenți atunci când investiți bani, deoarece s-ar putea să ieșiți în pierdere. Taur. Dacă în ultima vreme v-ați evitat unul din prieteni, s-ar putea ca acesta să vă întrebe motivul sau să vă evite la rândul lui. Încercați să rezolvați conflictul înainte ca acesta să vă afecteze profund relația. O comunicare deschisă ar putea rezolva lucrurile foarte simplu. Se anunță o perioadă nesigură în viața de cuplu. Aveți în plan o călătorie importantă și o posibilă mutare, în timp ce planurile partenerului sunt strâns legate de locul natal. Este posibil să simțiți că pierdeți controlul la locul de muncă, cel mai probabil în urma unei idei ce nu a fost apreciată. Pentru a ieși din această stare, îndreptați-vă atenția către un nou proiect, care poate avea mai multă priză la public. Gemeni. Astăzi veți avea mult succes în toate relațiile și veți reuși să rezolvați orice conflict care ar putea să apară. Este important să vă folosiți de spiritul diplomatic pentru a nu lăsa lucrurile să degenereze. Este posibil ca un prieten drag să vă propună o călătorie surpriză în afara orașului, ceea ce va fi o oportunitate excelentă pentru a uita de stresul de la locul de muncă. În ultima vreme v-ați bucurat de un tonus bun, așa că veți avea energie necesară pentru a practica un sport. Încercați să implicați pe cineva drag, s-ar putea să suferiți în urma unui mic accident în bucătărie. Fiți prudenți atunci când manevrați cuțite și aveți grijă să nu atingeți obiecte fierbinți. Rac. Nu mai amânați schimbările pozitive pentru ziua de luni, deoarece nu aveți certitudinea că veți respecta noile obiceiuri. Chiar dacă astăzi este vineri, ar trebui să vă treziți mai devreme și să vă bucurați de un mic dejun sățios. Astfel nu veți face excese în weekend. Este posibil ca așteptările celor din jur să vă provoace lipsă de încredere de sine, așa că evitați să discutați deciziile cu cei dragi și obișnuiți-vă fără accesul la rețele de socializare înainte de culcare. Astfel veți reuși să vă concentrați asupra demersului propriei vieți. Nu vă așteaptă o zi încărcată la muncă, dar vă permiteți să delegați unele din responsabilitățile săptămânii viitoare. Leu. S-ar putea să intrați astăzi în conflict cu un coleg de la locul de muncă care vă tachinează de ceva timp. Dacă acesta nu observă faptul că sunteți profund deranjați, ar trebui să comunicați deschis. S-ar putea să fiți surprinși atunci când colegul vă va oferi scuze sincere. Ar trebui să investiți mai mult timp într-un hobby, deoarece acesta ar putea să vă calmeze stările de anxietate și să vă sporească productivitatea. S-ar putea să suferiți de o durere de măsele în acest weekend, așa că asigurați-vă că aveți calmante la dispoziție. Dacă observați o scădere la bugetul vostru, încercați să limitați cheltuielile ce nu sunt necesare. Fecioară. Încercați să stați astăzi departe de prezentările de proiecte la locul de muncă, deoarece nu veți avea o putere de convingere prea mare. Mai mult, va fi foarte ușor să vă pierdeți încrederea în sine atunci când munca voastră este criticată, iar acest lucru ar putea fi păgubos în viitorul apropiat. Nu vă pierdeți timpul încercând diete populare, dar periculoase. Acestea ar putea să vă afecteze sănătatea negativ. Încercați să fiți mai atenți la cuvintele pe care le adresați partenerului, deoarece s-ar putea să fiți ușor de iritat în aceste zile. Este posibil să fiți presați de o datorie, așa că încercați să puneți bani deoparte în acest weekend. Balanță. Dacă ați accepta cu ușurință latura voastră sentimentală, ați putea ajunge departe în relațiile voastre. Nu este bine să negați ceea ce simțiți, să arătați că sunteți altfel față de cum sunteți de fapt. Evitați să vă ascundeți vulnerabilitatea față de partener și veți observa cum reușiți să comunicați mult mai deschis. Acest lucru ar putea fi valabil și pentru prieteni. S-ar putea ca principala voastră problemă astăzi să fie limitarea exceselor. Veți fi tentați să consumați foarte mult zahăr și chiar alcool. Nu vă bazați pe imaginație la locul de muncă, deoarece proiectul vostru ar putea fi ignorat dacă nu aveți dovezi concrete și un plan de viitor.
Scorpion. Aveți tendința să vă faceți griji pentru lucruri ce nu s-au întâmplat încă. Nu putem controla tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, așa că evitați să vă gândiți mereu că sunteți responsabili. Grijile acestea, pe care singuri vi le faceți, pot avea efecte extrem de nocive, atât asupra psihicului, cât și a stării voastre fizice. S-ar putea ca un prieten să vă contacteze în legătură cu un proiect inedit, dar riscant. Nu ezitați, deoarece cei dragi vă vor încuraja și susține la fiecare pas. În viața de cuplu este dificil să renunțați la control și s-ar putea să apară unele conflicte pe această temă. Ar trebui să aveți mai multă încredere în partener și să urmați planurile altcuiva din când în când. Săgetător. Este posibil ca astăzi să suferiți de dureri de cap și stări de amețeală. Unul din motive ar putea fi chiar căldura de afară, așa că evitați să stați sub soare la orele periculoase, în special dacă nu sunteți protejați de o pălărie sau o cremă. Atunci când vă doriți ceva de la partener, este posibil ca subtilitățile să fie ignorate sau neclare. Comunicați deschis și veți avea rezultate mult mai bune. Astrele anunță probleme în grupul de prieteni, așa că evitați să discutați despre unul din aceștia atunci când persoana respectivă nu este prezentă. Chiar dacă weekendul este aproape, ar trebui să vă dați astăzi silința la locul de muncă. Niciodată nu știți când performanța voastră este analizată. Capricorn. Vă veți bucura de multă energie în această perioadă, dar și de mult optimism, de o stare de bine generalizată. Oricât de greu ar părea, nu vă veți da înlături de la nicio propunere de la locul de muncă. Încercați să alegeți cu grijă lucrurile în care veți investi timp și bani, deoarece nu vă veți obosi cu detaliile. Ar trebui să renunțați la mândrie atunci când vine vorba de relațiile personale, deoarece aceasta vă împiedica să comunicați deschis și sincer. Nu este o dovadă de slăbiciune atunci când sunteți primii ce aleg compromisul, iar prietenii sigur vor aprecia acest lucru. S-ar putea să dați peste un vechi prieten într-un loc neobișnuit. Vărsător. Ar trebui să stați departe de mâncarea picantă și de alcool, deoarece s-ar putea să aveți probleme cu ficatul sau digestia. Cunoștințele voastre în legătură cu un subiect neobișnuit s-ar putea să fie astăzi de folos. De asemenea, acestea pot deveni o oportunitate perfectă pentru a începe un dialog cu cineva nou. Veți reuși să vă demonstrați loialitatea față de un prieten, nu veți avea parte de o zi productivă la locul de muncă, însă vă permiteți să luați o pauză din când în când. Fiți mai hotărâți față de familie, atunci când comunicați o decizie, deoarece aceștia vor vedea o slăbiciune în lipsa de încredere. Pești. Astăzi ar trebui să fiți mai comunicativi cu cei de la locul de muncă, deoarece o relație armonioasă ar putea contribui la atmosfera generală. Nu lăsați ca responsabilitățile să vă copleșească înainte de termenul limită, ci organizați-vă timpul mai bine. Familia nu este un sprijin constant, în special dacă luați o decizie fără să-i consultați pe cei dragi. Încercați să vă asumați acest risc, deoarece va trebui să vă dovediți independența mai devreme sau mai târziu. S-ar putea ca relația să devină principala voastră grijă, ceea ce îi va deranja pe prieteni. Toată lumea înțelege entuziasmul din primele săptămâni, însă nu se vor arăta la fel de înțelegători atunci când relația durează de câteva luni. Horoscop zilnic.